Mai avem o veste, aș zice eu, îmbucurătoare în această dimineață. Peste 50% dintre români vor avea facturi compensate la curent, iar peste 90% vor primi discount la gaze. Subvenția va fi acordată direct în factură, a precizat ministrul energiei. Astfel, 13 milioane de români, adică 5 milioane de gospodării, vor beneficia de compensări la factura de curent, iar măsura se va aplica din noiembrie timp de 6 luni. Totuși, în perioada următoare, facturile la gaze și curent vor tot crește pe fondul crizei de energie care afectează întreaga Europa. Statul va compensa 18 bani pe kilowatt-oră la electricitate pentru un consum lunar care nu depășește 200 de kilowați pe oră. La gaze, factura va scădea cu 25%, iar de această măsură vor beneficia 90% din consumatorii de gaze, ceea ce înseamnă aproximativ 3,7 milioane de gospodării. Condiția e să nu aibă un consum mai mare de 1200 metri cub anual. Regularizarea la 5, va fi la 5 luni de zile. Fiecare cred că poate să gestioneze acest consum. Vrem să dăm drumul cât mai repede la acest lucru, vrem să fie cât mai simplu, să nu punem niciun om pe drumuri, să nici nu plimbăm oamenii pe la diverse autorități și nici banii între diverse autorități, iar discountul sau compensarea, subvenția, cum vrem să-i spunem, să fie direct în factură, iar furnizorul să o recupereze prin deducere din taxele și impozite care le plătește. Pentru a beneficia de subvenție, consumatorul nu trebuie să facă nimic, precizează Virgil Popescu. Compensarea facturilor, de care vor beneficia 13 milioane de români, se va face printr-o ordonanță care ar trebui să intre în vigoare începând cu 1 noiembrie 2021, în același timp cu legea consumatorului vulnerabil. Totodată, executivul lucrează la o măsură de ajutor și pentru întreprinderile mici și mijlocii. Factura care vă vine la sfârșitul lunii, să, dacă vă încadrați în acel consum, și acolo va trebui consumatorul să gestioneze cât de cât consumul lunar, vă încadrați în acel consum, va veni factura automat. Deci, practic, nu va trebui să facă nimic, asta vrem să fie cât mai ușor de pus. Pe de altă parte, în ceea ce privește plafonarea prețurilor la energie și gaze, ministrul energiei spune că nu este adeptul acestei măsuri. În schimb, Popescu spune că ia în calcul varianta supraimpozitării companiilor din energie, lucru care ar duce la limitarea prețului crescut al energiei pentru consumatorii finali. Astăzi eu consider că urmăm una dintre direcțiile pe care ni le-am asumat încă de la începutul matinalului, aceea de a deveni inspiraționali și primim ajutor cei drept. Avem parte de o poveste inspirațională în această dimineață, povestea lui Napoleon Dolar Munteanu, un tânăr de etnie romă care este la a doua facultate deja. Aș vrea să-i spun pe această cale bună dimineața și bine ai venit la matinal. Bună dimineața, bine v-am găsit. Dacă îmi permiți o corecție, Munteanu Napoleon. Munteanu Napoleon. La noi, să știi că în emisiune de obicei prezentăm invitații cu prenumele și apoi cu numele de familie, dar tu ești invitatul nostru special, așa că o să te prezint cum vrei tu. Aș vrea să îmi povestești puțin despre tine, mai exact despre primii 5 ani din viața ta, căci acolo cred că e esența poveștii tale. Primii 5 ani, pot să zic că au fost un preambul la debutul evoluției mele, în sensul că după ce am fost abandonat la maternitate, după 2 ani am ajuns în casa de copii din Alba Iulia, fiind perioada post-comunistă, condițiile erau un pic mai dificile și am stat până la 5 ani jumate în casa de copii, după care am fost luat în plasament. Și de atunci pot să spun că a început evoluția mea atât pe plan profesional cât și emoțional, să zic așa. Am înțeles că ai avut și un diagnostic pe care a trebuit să-l porți cu tine și cu care a trebuit să te lupți de-a lungul multor ani. Care a fost acela? Diagnosticul meu e tetrapareză spastică. E un diagnostic cu care practic mori. Această boală nu se vindecă, bine, poți ușura evoluția, să zic așa, și asta s-a văzut și prin operațiile pe care le-am făcut la București, la Spitalul Grigore Alexandrescu, în sensul că m-am dezvoltat astfel încât să pot merge normal, evident, cu însoțitor, că căzând frecvent e destul de greu, dar pot să merg, pot să fac anumite activități,
evident, cu ajutor, dar diagnosticul e pe viață, zic așa. În ciuda acestor cumpene, am înțeles că ți-ai găsit un refugiu în lectură și că încă de la o vârstă fragedă tot băteai drumul până la bibliotecă și înapoi. Cum ai descoperit dragostea pentru cărți? Dragostea pentru cărți a început în familie, prin intermediul mamei, care citea chiar și noaptea, după care biblioteca școlară, iar mai apoi biblioteca județeană din Alba Iulia, Lucian Blaga. Acolo personalul a fost foarte deschis și tot timpul venea cu recomandări de carte. Și în perioada liceului am ajuns să descoper mai multe cărți din domeniul istoriei, filologiei, a limbii engleze, cam domeniile de interes. Care ar fi lectura care te-a impresionat cel mai și cel mai tare în copilărie? Ce ai recomanda unui tânăr care poate acum face primii pași către lectură? Având în vedere că am început lectura cam de la vreo 6-7 ani, pentru că, cel puțin pe perioada gimnaziului, având în vedere că m-am întâlnit cu un profesor, aș recomanda Mircea Eliade, chiar dacă pentru unii pare un autor destul de greu. Aș recomanda Adolescentul Miop, romanul de debut, Elevul Dima dintre a șaptea de Mihail Dumeș, cam tot ce recomandă și biografia școlară, evident cu anumite adăugiri, cum ar fi Harry Potter sau Stăpânul Inelelor. Într-adevăr, pe lângă lecturile obligatorii pe care le cere școala, e bine să citim și altceva. Recomand de asemenea și memorialistică și chiar și cărți de jurnalist, sau cel puțin din sfera jurnalistului, neapărat jurnalist propriu-zis. Să știi că noi la Matinal ne propunem foarte mult să vorbim despre traseu profesional, despre carieră, despre dezvoltare în carieră și aici intervine o întrebare. Tu cum ți-ai dat seama care sunt facultățile pe care vrei să le urmezi mai departe? Păi anul acesta am terminat, în vara anul acesta am terminat istorie la Alba Iulia, la Universitatea 1 Decembrie, la nivel de licență. Momentan sunt masterand la identități regionale în Europa Centrală Sărăteană. Și din perioada studenției m-am înscris și la facultatea de filologie pe română-engleză. Cam astea sunt domeniile mele de interes și în aceste domenii ai stat să excelez. Acum, pe domeniul de istorie, probabil aș excela mai mult pe istorie contemporană sau istoria evreilor. Bine, la fel și pe partea de literatură. Literatură contemporană. Ți-ai definitivat deja un traseu profesional. Ce vrei să faci mai departe, având aceste studii? Păi m-aș vedea lucrând în învățământ, în învățământul universitar și probabil, de ce nu, în viitor, dacă ai să vă Dumnezeu, probabil și în învățământul universitar. Nu m-aș vedea făcând altceva în afară de a fi profesor. Momentan predau la o școală de lângă Alba, din Cugir, predau ficții desen, chiar dacă n-am găsit ore pe desen, pe istorie, pardon. Am zis să intru în învățământ și să văd cum e, ca să obțin mai multă experiență, că una e ce faci în facultate și una e ce descoperi așa, pe câmpul de bătălie, ca să zic așa. Până acum, cum ți se pare experiența în câmpul muncii? Cum te simți la școală alături de copii? E super interesant. Fiecare zi diferită, fiecare zi te descoperi pe tine și descoperi câte un copil nou, câte o poveste de viață chiar. Și înveți cum să reacționezi la traumelor, la evenimentele care le marchează viața, pentru că unii copii speciali, eu așa le zic, nu spun dizabilitate, sunt speciali, probabil au mai multe daruri. De obicei, când un copil cu dizabilități se naște, Dumnezeu pune mai mult undeva. Și de asta zic special, pentru că într-o anumită zonă ei sunt mai buni decât restul. Aș vrea să îmi povestești și despre pasiunile tale. În timpul liber, ce îți place să faci? Bănuiesc că în continuare lectura ocupă primul loc, dar ce alte pasiuni mai ai? Da, lectura ocupă un loc destul de fundamental, fiind pe filieră umanistă. Alte pasiuni, bine, ar fi mai la seriale,
Mai ciclismul ar fi, pentru că ca să mă deplasez folosesc un triciclu și cam tot ce ține de biciclete. E așa o lume nouă și misterioasă și mă pasionează chestia asta, zic așa. Cam tot ce ține de istorie, deci, indiferent că ține de istoria contemporană sau oricare altă perioadă, mă mai și la documentare. Cam asta. Cred că fiecare dintre noi, când ne uităm în spate, în urmă, în trecutul nostru, găsim câteva momente cheie care ne-au schimbat în mod fundamental. Pentru tine, care crezi că sunt acele momente din viața ta care te-au făcut să devii cine ești astăzi? Ca să îți răspund la întrebare cu cine m-a făcut să devin astăzi, păi, în primul rând, Dumnezeu, pentru că i-a dat în minte mamei să mă ia în plasament și ideea a pornit de la o doctoriță care era directoarea peste casă de copii și dacă nu era mama să mă sprijine și să suporte tot acest traseu dificil, nu eram astăzi aici, probabil cu voi, și probabil nu eram în Câmpul Mucii. Te consider o persoană inspirațională, eu așa te-am prezentat la început, dar vreau să aflu și cum te vezi tu. Mă consider un puști obișnuit, chiar dacă am 23 de ani, pentru că văd că suntem copii, chiar dacă trecem de vârsta majoratului. Și nu știu dacă aș fi neapărat cu inspirație, dar încerc să fac cât pot de bine treaba pe care am de făcut și să las ceva frumos în urmă. Decât să fac rău, mai bine fac bine, sau decât să vorbesc de rău, mai bine tac din gură și, încerc să caut frumosul din om, din mediul conjugător. Într-adevăr, acum e ca și în gata. Uneori ai zile bune, uneori zile rele. Încerc să fiu o influență bună și să fac ce ține de bunătate și de frumos. Cred că în sinea noastră cu toții încercăm să facem la fel, doar că uneori mai intervine un războinic negativ, deznădejdea, care ne determină câteodată să ne abatem de la traseul nostru. Tu cum gestionezi deznădejdea? Când apare în viața ta și cum o faci să dispară? Cred că cu toții avem momente de deznădejde și cred că o mică rugăciune sau un mic moment de reculegere probabil ne ajută pe toți să analizăm situațiile cu care ne confruntăm, să alungăm anumite emoții pe care le avem și, încerc să-mi caut liniștea interioară și asta o fac și prin intermediul că, mă rog, nu-i neapărat să te rogi mult, o rugăciune scurtă și cred că e de ajuns. Asta îți dai seama că nu e important să fii supărat, ci e important să faci bine lângă tine, așa cum poți. Până acum ai avut ocazia de a ieși din țară, de a vizita o țară străină și mai departe te-aș întreba și care ar fi țara pe care vrei tu să o vizitezi. N-am avut șansa, din păcate, să ies din țară, dar mi-ar place probabil mai mult să vizitez culturile orientale, cum ar fi Turcia, pentru că știm cu toții că istoria Turciei este destul de bogată, chiar și în secolul 20. De exemplu, chiar și acum, anumite aspecte sunt impresionante. Fiind atât de aproape de studiul istoriei poporului român, aș vrea să-mi spui care ar fi o trăsătură a noastră comună generală a poporului român pe care tu ai vrea să o schimbăm? Ceva care ne definește și care ne-ar face mai bine dacă ar dispărea? Probabil, bine, citind și lecturând cărți de istorie, suntem un popor așa, gen, lasă că vin alții și fac. Noi ar trebui, practic, să luăm inițiativă și să zicem, ok, chiar în pătrățica mea, dacă pot să fac ceva bine, să fac. Dacă nu pot să fac, măcar să predau ștafeta și să cred că celălalt o face mai bine. Din ce am observat, acum văzând și ultimele evenimente din țară și asistând la toate aceste evenimente post-2000, pot să zic că ar trebui să ne implicăm mai mult și ar trebui să luăm atitudine, pentru că, ok, seniorii trebuie respectați, trebuie îngrijiți,
Dar, practic, noi trebuie să luptăm pentru viitorul acestei țări. Și cursul evenimentelor, nu știu dacă neapărat unul plăcut momentan. Am ca și într-o familie, și zile bune și zile rele, dar cred că un stil civic mai dezvoltat ar fi mai sănătos. Îți mulțumesc, Napoleon, că ai acceptat invitația noastră și că ne-ai oferit ocazia să primim și această doză de inspirație din partea ta și sfaturile acestea importante, care cred că ne-ar face foarte mult bine la nivel general dacă ar fi și puse în aplicare. Îți mulțumesc, îți doresc mult succes pe mai departe și sper să ne mai auzim, să ne mai povestești din cariera ta și din experiența ta în câmpul muncii, căci pare că ai parte de lecții interesante din partea copiilor și cred că merită să le aflăm și noi. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Să mai aflăm ceva foarte interesant în această dimineață. Avem ocazia să aflăm o rețetă, altfel de rețetă. Dacă eram obișnuiți cu clasicul șnițel de pui, de porc, de vită, de data aceasta putem să facem un șnițel din creveți. Și rețeta vine de la colega mea, Mihaela Popescu. Ea a filmat această rețetă alături de șef Iulian Olaru. Bun găsit! Nu mai este un secret că sunt pasionată de ingrediente, de rețete, de plating. Și astăzi mi-am propus să vă pregătesc șnițel de... Stați un pic, nu gătesc eu, am nevoie de ajutor. Șef Iulian Olaru. Sărămână, ce faci, draga mea? Am venit să învăț un preparat mai sofisticat, zic eu. Sau mai greu pentru pare care, mai greu, dar e foarte cei simplu. Care nu știu să gătească, mă gândesc. Astăzi o să pregătim împreună. Opa. Deci nu scap. Șnițel de crevete, el unul Argentina. Așa. Deci o să facem un șnițel din pește. Bun, sună interesant. De ce ingrediente avem nevoie? Avem nevoie de creveți, el unul Argentina. Exact așa este, așa îi găsim în magazine când vrem să-i cumpărăm. Da. Ou, panko. Eu aici le-am pregătit cum erau și cum îi gătim noi. Da. Se rupe capul, se bate foarte puțin cu lama cuțitului să nu-i distrugem. Uh-huh. Se face o dublă crustă. Da. Făină sau pesmet, ou. Șnițel știu și eu să fac. Ok. Adică nu e foarte complicat. Ce este foarte important aici este modul cum îl gătim. Că dacă îl gătim prea mult, el trebuie să rămână aproape crud la interior. De ce? Deci se va face doar o crustă aurie și atât. Deci el la interior să-l simți, că dacă îl gătim foarte mult, el se usucă și nu are niciun gust. Bun. Tigaie, da. Ulei de floare, sos citronet, este un amestec 50-50, seamă de lămâie, ulei, maioneză cu cerneală de sepia, legume julien, uh-huh. Ok? Da. Puțin ulei cu usturoi, puțin ulei picant, o tigaie bună, apăsăm pe buton. Thank you.
Gata preparatul. Acesta este preparatul nostru de astăzi. Tot al nostru. Da. Care l-ai mâncat totul. Da. Ok, sper că îți place. Deci eu vin aici în fiecare zi. Da. Promit. Așa. Un alt preparat care se gătește, da, foarte repede, doar atât, curățatul crevetelui și, da, îmbrăcat în crusta de panko, care se pierde, bun, câteva minuțele, dar nu durează mai mult de 10-12 minute. Perfect. Legumele, legume proaspete, al dente. Da, de, sunt fresh, nu sunt deloc, uh-huh, doar marinate cu ulei, uh-huh, sos citronet, da, sare și piper. Cam atât. Ce cam puțin asta? Și furculiță. Sunt pregătită. A, tu le aveai deja la, da, tine. Da, eu sunt pregătită. Cu lingurița, da, de, da, da, da. Sunt pregătită. Maioneza cu cerneală de sepe, este o maioneză făcută în casă. Puțină cerneală de sepe, o găsim cam peste tot, doar pentru culoare, nu-i schimbă gustul nimic. Mm-hmm. Mai merge foarte bine cu maioneză cu wasabi. O să facem un alt preparat, mm-hmm, la viitoare, sperăm. Sigur. Așa. Și cam atât. Poftă bună. Un par de vin alb. A, un film bun. Și gata. Și s-a dus cina. Și asta este rețeta perfectă. Da. Poftă bună. Mulțumesc. Dragilor, eu sunt Mihaela Popescu și vă invit să rămâneți cu ochii pe mine. Poftă bună. Data viitoare ne vedem cu o altă rețetă și tot cu șef Iulian Olaru. Mulțumesc. Metaforic vorbind, cred că sunt oameni fără inimă, dar practic să știți că a existat un om care a supraviețuit 118 zile fără inimă, iar povestea aceasta o aflăm de pe canalul de YouTube Doza de Cultură Generală. Bineînțeles, puteți să intrați, să o revedeți acolo. Vă spun că o să o revedeți pentru că o să o vedeți aici, la Matinal, chiar acum. Știm cu toții expresia om fără inimă, dar din fericire aceasta este folosită de cele mai multe ori la figurat, cum ar fi atunci când mănânci ultima felie de pizza. Dar vă puteți imagina cum e posibil să nu ai inimă la propriu, adică locul unde ar trebui să fie inima să fie de fapt gol. Probabil că vă gândiți că nu este posibil, dar vă înșelați. Știm asta pentru că o adolescentă din America a trăit fără inimă pentru câteva luni. Iată cum a descris experiența. A fost ca și cum eram ceva artificial, ca și când nu existam cu adevărat, doar eram acolo. Se pare că perioada fără acest organ vital nu a fost una prea bună pentru adolescentă. Ajungem imediat la povestea uimitoare a tinerei, dar mai întâi să vedem cum, prin știință, s-a întâmplat să se găsească o soluție pentru a trăi fără inimă. Ceva ce probabil toată lumea știe este că unele inimi funcționează mai bine decât altele. Asta nu se întâmplă mereu din cauza stilului de viață, a vârstei sau chiar a bolilor, ci pentru că unii oameni se nasc cu defect cardiac congenital. Uneori, o inimă care nu mai funcționează trebuie înlocuită, de aceea există transplantul de inimă. Problema este că o inimă nu e prea ușor de găsit. Donatorii sunt rari pentru că, evident, nimeni care este sănătos nu o să decidă dintr-o dată că vrea să-și doneze inima. Cei care sunt în comă, fără șanse de recuperare și care și-au dat în prealabil acordul, pot deveni donatori pentru persoanele care au nevoie de o inimă. Problema este că sunt mii de oameni doar în Statele Unite pe listele de așteptare. Dacă cineva este destul de norocos încât să primească un astfel de transplant, inima pe care o primește trebuie să fie compatibilă. De obicei, un astfel de transplant trebuie făcut în 4-6 ore după prelevarea inimii și există riscul ca cel care o primește să respingă organul. Nu o să intrăm acum în detalii pentru că aceasta nu este o poveste despre transplantul de inimă. Ceea ce i s-a întâmplat adolescentei din America este mult mai complicat și greu de crezut decât un transplant de inimă. Dar hai să vedem întâi de ce. Așa cum am spus, din cauza că sunt foarte mulți oameni care au nevoie de transplant și nu sunt destule inimi pentru aceștia, oamenii de știință au încercat să facă inimi artificiale. Vă dați seama probabil că nu este deloc ușor să faci așa ceva. În anii 60, Institutul Național pentru Sănătate din America a creat un program menit să producă inimi artificiale. În acea decadă, mai mulți viței au primit inimi parțial mecanice. Aceștia au supraviețuit pentru câteva luni, dar au murit în cele din urmă. Asta nu era o veste bună pentru oamenii care aveau nevoie de transplanturi. Tot în Statele Unite, în anul 1969, un bărbat a supraviețuit 64 de ore cu o inimă artificială, dar după încă 32 de ore a decedat. Se pare că înlocuirea inimii este o treabă destul de complicată.
În 1981, un dentist din Seattle a primit aprobarea pentru a beneficia de o inimă artificială. A supraviețuit 112 zile, dar în tot acest timp a fost conectat la un compresor care pompa aer în plămânii lui. A fost o perioadă foarte grea pentru bărbat, iar acesta a cerut la un moment dat să fie lăsat să moară. Atât starea lui mentală, cât și cea fizică erau oribile pe toată durata acestui experiment. Între timp, lucrurile s-au mai îmbunătățit și inimile artificiale sunt ceva mai bune acum. Dar ca cineva să trăiască până la adânci bătrâneți cu o astfel de inimă este deocamdată imposibil. Inima adevărată este un organ foarte important care trebuie să pompeze sânge în corp fără oprire și care trebuie să facă asta perfect fără să ia vreodată pauză. Deci, atunci când inima decide să sară peste bătăi, să ia o pauză sau să pompeze mai mult sânge decât este necesar, posesorul inimii respective are o problemă gravă și este foarte posibil ca aceasta să-i fie fatală. Să faci o inimă artificială este foarte greu. Un doctor a spus la un moment dat că aceasta este cea mai mare provocare pentru cercetători. Se pare deci că o inimă artificială poate ține un om în viață pentru o perioadă, dar ar trebui să fie ceva provizoriu până când omul respectiv poate primi un transplant. Unii oameni trebuie să aștepte foarte mult, din păcate, iar aceste inime artificiale nu reușesc să îi țină în viață. Foarte mulți au murit înainte să primească un astfel de transplant. Abia în ultimul deceniu, unii oameni au dus o viață relativ normală chiar dacă aveau inime artificiale implantate temporar. Aceștia nu au trebuit să stea în spitale sau conectați la compresoare. În 2015 au fost cazuri în care unii oameni cu inime artificiale trebuiau să care în permanență bateriile și un compresor. Acestea erau destul de mici încât să încapă într-un rucsac, dar erau și destul de zgomotoase, ceea ce poate fi destul de stresant, mai ales când este ceva permanent. Mai există și alte pericole. Un bărbat care avea o astfel de inimă în timp ce se pregătea să facă o baie, a scăpat din greșeală compresorul și bateriile s-au deconectat. Asta a făcut ca inima să nu mai funcționeze și bărbatul a fost la un pas de moarte. Din fericire pentru el, bateria de rezervă a făcut ca inima să funcționeze din nou. O problemă mare este faptul că o persoană care folosește un astfel de dispozitiv va trăi constant cu grija că aparatul s-ar putea defecta și va trebui să fie mereu cu ochii pe baterii. Dacă moare bateria, moare și persoana, iar să fii conectat la un compresor tot timpul poate fi foarte frustrant pentru o persoană. Este riscant încă din momentul în care persoana decide să încerce o astfel de procedură. Cu siguranță este mai bine să ai o inimă artificială decât să mori, dar chiar destul de recent, mulți oameni au murit după ce li s-a implantat un astfel de dispozitiv. Un bărbat din Franța care a primit o inimă artificială și a ajuns acasă după 5 luni de spitalizare a declarat într-un interviu că și-a revenit complet și că acum poate să meargă și să facă diferite activități normale fără niciun fel de dificultate. Bărbatul a spus chiar că se simte mai bine ca niciodată, dar din păcate a murit la scurt timp după interviu. Ne-a luat destul de mult, dar hai să trecem în sfârșit la povestea adolescentei care a trăit fără niciun fel de inimă, nici măcar una artificială. Totuși, dacă nu ați fi știut toate poveștile de mai sus, probabil că nici povestea ei nu vi s-ar fi părut atât de interesantă. În 2008, adolescenta pe nume Zana Simmons, în vârstă de 14 ani, ieșea din spital cu o inimă nouă, pentru că inima cu care se născuse se mărise și nu mai funcționa normal, ceea ce ar fi dus la moartea fetei. Povestea ei este specială pentru că doctorii au spus că este unică. Deși la un simplu search pe Google mai poți găsi un bărbat din Germania care a supraviețuit și el fără inimă. În afară de cei doi, totuși, nu mai există alte cazuri. Domnișoara Simmons era totuși primul copil care trecea prin asta. Fata a spus că era înfricoșător și că nu știa niciodată dacă aparatele vor funcționa așa cum ar trebui sau nu. Ea primise deja un transplant, dar corpul ei a respins noua inimă, iar acum trebuia să aștepte o alta. Doctorii au explicat că în alte cazuri, cum ar fi cele despre care am vorbit mai devreme, inima este lăsată în corp până se găsește o alta sau în situații speciale se folosește o inimă artificială. Dar fata nu a avut nimic. Totul a fost scos și ea a fost ținută în viață de pompe conectate direct la vasele de sânge.
Ceea ce s-a întâmplat are o importanță foarte mare în lumea medicală pentru că era prima dată când i se întâmpla unui copil. Fata a declarat și ea că se consideră un copil minune. După această perioadă grea în care a trăit fără inimă, a primit în sfârșit o inimă compatibilă. Ar putea fi nevoită la un moment dat să o schimbe și pe aceasta, dar momentan se pare că adolescenta este bine. Astăzi este ziua revederilor și cumva cam în fiecare emisiune vă spun că există așa un cerc care se închide, se deschide la început, se închide la final și am vorbit despre Ziua Internațională a Inimii. Am zis eu că metaforic trebuie să avem grijă și de inimile noastre, nu doar de cele fizice. Și cred că nu este întâmplător, acum am dibuit ce se întâmplă. De fapt, aura producătoare a emisiunii le gândește în așa fel încât să se lege lucrurile între ele. Și avem ocazia să terminăm această emisiune vorbind tot despre inimă, dar în context metaforic, așa cum mi-am dorit eu încă de la început. Ana Maria Ducuț este alături de noi în această dimineață și o felicităm pe această cale pentru că a lansat două cărți foarte frumoase, Iubire versus neiubire și Ego-ul otrava iubirii. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața, bine te-am regăsit și bine v-am regăsit. Felicitări pentru aceste două cărți și pentru munca ta. Mulțumesc. Au fost două cărți la care am muncit cumva contra cronometru și am fost atât de bucuroasă atunci când ne-am văzut ieșite de sub tipar, pentru că aveam și conferința de lansare și părea că nu o să se mai termine. Munca la o carte este ceva care nu se termină niciodată, pentru că întotdeauna mai e ceva de corectat, mai e o greșeală, mai e ceva ce ți-a scăpat din vedere și sunt foarte fericită că mesajul meu a ajuns până la urmă. Ți-ai propus din start două cărți sau s-a întâmplat să vrei să scrii mai mult? Am vrut să fie, dacă vrei, cumva această informație despre cum să trăim în liniște, în pace, în armonie cu noi și cu oamenii din viața noastră, am vrut să fie structurată în două volume. Și am pornit de la această idee în care în iubire versus neiubire sunt capitole despre relația cu noi înșine, relația cu ceilalți, despre relația sexuală pe care o avem cu partenerul, despre relația emoțională pe care o avem cu partenerul și apoi în Ego-ul otrava iubirii vorbesc despre acele lucruri care chiar și atunci când există iubire vin și aruncă așa o picătură de otravă, dar acea picătură de orgoliu uneori e suficientă cât să distrugă chiar și cea mai mare iubire. Cum ai ales tema aceasta globală a iubirii pentru lucrările tale? Ce te-a inspirat? M-a inspirat în primul rând tot ceea ce a trăit până în acest punct acest popor al nostru, poporul român. Faptul că avem cuvântul dor și cuvântul doină incluse în patrimoniul UNESCO, că tot este ziua inimii astăzi, ne spune foarte mult despre cât de mult știm noi românii să iubim și cât de intensă e această iubire care uneori ne mistuie pe interior. Și acest dor, care nu are echivalent în nicio altă limbă, se referă la această stare în care eu nu primesc iubire, dar nu este nici ură. Și eu nu știu ce este. Și mă uit la omul de lângă mine, la partenerul meu, la părintele meu, de multe ori la copilul meu, la cineva apropiat, și spun, dacă nu mă urăști, dar nici nu mă iubești, ce simți? Și răspunsul de foarte multe ori este neiubirea. Pentru că această neiubire, mi-a scris cineva că în limba rusă există cuvântul neiubire în dicționar, noi nu avem acest cuvânt în dicționar, și acolo înseamnă apatie, dezinteres, scârbă. Și foarte interesant, de multe ori noi punem în opoziție iubirea și ura, dar despre ce este între, nu vorbim. Și mulți oameni își trăiesc viața acolo, între iubire și ură, într-un amalgam de stare de compromis, în care trag de relația respectivă, de multe ori trag pentru că ei încă simt iubire. Celălalt nu mai are, de la celălalt iubirea a plecat și tu spui, dar stai puțin, haide că-ți dau eu din iubirea mea, putem să tranzacționăm așa, pot să iau eu puțină iubire de la mine să-ți dau? Și el se uită și spune, am putea, dar eu nu am ce să fac cu iubirea ta, pentru că dacă la mine s-a instalat neiubirea, adică nepăsare, indiferență, nu mai vorbim aceeași limbă. Și iubire versus neiubire pune în echilibru și în opoziție ideea despre iubire. Ce frumos, ne place să iubim, relație romantică, suntem cu toții niște romantici. Și adevărata iubire. Și adevărata iubire înseamnă implicare, înseamnă sacrificiu,
înseamnă durere, înseamnă renunțare de foarte multe ori, dar toate aceste renunțări față de iubirea toxică, dacă vrei, duc undeva, duc la eliberare, duc la vindecare și au un sens. Aș vrea să te poate provoc puțin în această dimineață. Neiubire nu există și puțină ură, căci mie mama îmi spunea când trecem printr-o perioadă dificilă, mama, ignoră-i, ignoranța doare cel mai tare. Ura vine dintr-o iubire foarte mare care nu a fost consumată sau care a ajuns să nu mai îl caracterizeze pe celălalt. Pentru că nu poți să urăști ceva ce nu ai iubit, nu poți să urăști ceva ce nu-ți pasă, nu poți să urăști ceva ce nu te mișcă. De ce avem o ură de multe ori viscerală față de anumiți oameni, față de anumite lucruri? Pentru că noi le-am trăit și ne ating mai mult decât alte lucruri. Ei bine, ura înseamnă că am terminat de iubit și am trecut acea linie subțire între ură și iubire și sunt tot într-o emoție foarte intensă. Însă neiubirea nu este despre emoție. Neiubirea este despre lipsa emoției, despre lipsa implicării, despre aceste relații în care oamenii se întâlnesc cu corpul celuilalt, dar nu cu sufletul lui. Despre oamenii care spun, lasă că tu ești un om bun, o să înțelegi, tu ai răbdare suficientă. Despre omul care nu poate să se uite la tine când te doare. Hei, pe mine mă doare acum, găsește-mă o soluție azi. Neiubire înseamnă, lasă că te descurci tu, da, am încredere în tine că o să fie bine, dar nu fac nimic pentru tine. Și neiubire înseamnă și eu mă uit doar la mine să-mi fie mie bine. Da, dacă ție ți este bine sau nu, nu prea e treaba mea. Cel mai mult mă preocupă exclusiv binele meu și răul tău nu mă doare. Asta înseamnă neiubirea. Cum pășim în neiubire? Pentru că sunt convinsă că mulți ne-am trezit în acel punct. Ori am fost noi cei neiubiți, ori am fost noi cei care n-am iubit. Cum crezi că pășim în această stare? E foarte bună întrebarea aceasta, pentru că mulți oameni sunt preocupați doar să știe cum ajung la iubire. Dar ajungi la neiubire atunci când nu mai știi cine ești tu în viața ta. Nu mai știi de ce trăiești, ce-ți bucură ție sufletul. Și încă ceva, trebuie și să știi că acest suflet există. Tu, ca să te îngrijești de suflet, trebuie să îl pui pe primul loc. Sufletul pus pe primul loc înseamnă o ușoară schimbare de perspectivă asupra vieții, pentru că unii oameni o să plece din viața ta, alți oameni o să te abandoneze. Și, bineînțeles, felul în care te percep toți oamenii din viața ta o să fie, ai nebunit, de ce e atât de important sufletul? Păi este atât de important sufletul pentru că el nu suportă neiubirea. Sufletul, ca să poată să funcționeze, adică ca eu să pot să mă bucur de frunza îngălbenită din parc, de mâncarea făcută de mama mea, de zâmbetul copilului meu, ca eu să pot să găsesc motive de bucurie când, uite, ce vremuri trăim, eu am nevoie de acest suflet pe care să-l țin treaz. Și sufletul se hrănește cu iubire, adică cu o vibrație, cu o energie autentică transmisă de la mine către tine. Dar nu e suficient să fie energie transmisă de la mine către tine. În iubire am nevoie de reciprocitate. Deci și tu e nevoie să mă privești cu aceeași iubire ca să putem să ne bucurăm împreună de ceea ce eu ți-am transmis, de ceea ce tu ai primit și mi-ai transmis la rândul tău. Neiubirea apare în momentul în care mie nu-mi pasă de mine, nu știu cine sunt, sunt mai preocupat de imaginea pe care o am, sunt preocupat de orgoliul meu, sunt preocupat să le arăt celorlalți, să-mi arăt mie. Și nu trăiesc această viață în aici, în această cămeruță de multe ori ascunsă de ochii celorlalți, pe care o reprezintă emoția mea, trăirea mea, care de multe ori emoții mă surprinde și pe mine. De multe ori mă uit la emoția mea și zic, hei, tu de unde ai apărut? Tu cine ești? Dar dacă zic, hai să facem cunoștință emoția mea, eu nu știu de unde, din ce cameră obscură a subconștientului meu ai venit tu la suprafață, dar eu am să te accept, am să te înțeleg și am să fac ceva cu tine. Și ce am să fac? Am să pășesc în iubire. Pentru că neiubire este de fiecare dată când nu-mi pasă de celălalt, când fac lucrurile așa de mântuială. Neiubire poate să fie și când faci o mâncare. Când gătești și spui, da, lasă, haide ca să fie ceva. Neiubire poate să fie și când te duci la muncă și spui, nu mă interesează, lasă, important e să meargă leafa mai departe. Neiubire poate să fie și când îi spui, ce, știi ăla de acasă cu cine am fost eu aseară? Hai să fim serioși. Toate astea sunt neiubire, dar culmea, nu față de altcineva, ci față de propria persoană. Pentru că neiubirea față de oricine altcineva
este lipsa iubirii față de tine. Ai avut o intenție pentru aceste două lucrări? Consider ca o menire sau o descoperi acum pe parcurs ce cartea este lansată și citită? Eu trăiesc această viață foarte intens, nu am cum altfel, dar intensitatea nu înseamnă lipsă de echilibru. Încerc tot timpul să rămân în echilibru și faptul că scriu și faptul că pot să vorbesc despre ceea ce simt este pentru mine principalul instrument al meu de vindecare. Faptul că și alți oameni găsesc vindecare în ceea ce fac eu este extraordinar, dar sunt momente când trebuie să mă oprez din absolut orice fac și asta fac și scriu și apoi sunt eliberată și liniștită. Aceste cărți cumva am vrut să fie cel puțin iubire versus neiubire, chiar râdeam cu editorul meu și spuneam, Daniel, cartea asta, unii oameni o să o citească și o să zică, bă, da, Ana Maria, nebunit, dar repetă de nu știu câte ori, dacă nu te vrea, nu mai suna, dacă nu te iubește și dacă el îți spune sau ea îți spune, nu te iubesc, tu nu mai insista. Și am zis, ăsta este un manual bun, zic, cine deschide pentru prima dată o carte, o să zică, ok, deci am înțeles, deci ideea asta este. Am vrut cumva, iar ego, otrava iubirii, este ceva mai filozofică, mai metaforică, dar iubire versus neiubire sunt, dacă vrei, niște instrucțiuni foarte clare despre cum să-mi dau eu seama, în nu doar dacă am deja o relație, dar poate eu acum îmi doresc o relație. Poate eu sunt singur sau sunt despărțit și spun, dom'le, aș vrea să văd ce mai este dincolo de dezamăgirea pe care am suferit-o, dincolo de durere. Și este nevoie să știu că nu pot să înlocuiesc iubirea cu nimic altceva. Și că lipsa iubirii întotdeauna înseamnă această neiubire, nu înseamnă ura, nu înseamnă neapărat vreau să-ți fac rău, vreau să te omor. Și să știi că neiubirea ucide mult mai mult și lent, ucide lent față de ură. Pentru că atunci când un om te urăște, tu vezi asta din acțiunile și din faptele lui, dar neiubirea e foarte greu de depistat. Pentru că eu îți administrez acest ser al minciunii în fiecare moment și încă ceva, eu dacă nu-ți dau iubire, îți iau dreptul ție să-ți găsești iubirea din altă parte. Crezi că noi alegem conștient sau mergem din inerție în această stare de neiubire? Căci câteodată poate să pară greu să iubești. Așa este. E foarte greu de foarte multe ori să iubești. E foarte greu să iubești dacă odată nu ți-a fost predată din familie această iubire. În al doilea rând, se prea poate să fi crescut într-o familie iubitoare, dar care să nu fi manifestat afecțiune. Sau se prea poate ție să-ți fi fost predate alte valori. Trebuie să faci bani, trebuie să fii un om important, trebuie să te zbați, trebuie să le arăți celorlalți ceva. Și atunci tu când intri într-o relație, tu intri cu valorile astea. Sufletul tău îl iubește pe celălalt, dar moștenirea ta emoțională și mentală din spate îți spune nu, nu te lăsa pradă emoției. Hei, ce faci? Ești fraier? Iubești? Nu. Încă ceva, când iubești, trebuie să fii puțin fraier, pentru că tu ești foarte vulnerabil. Pentru că iubirea te aduce pe tine într-o stare de transparență în care celălalt vede prin tine și te vede așa cum ești tu. Și atunci nu cred că mergi în neiubire din inerție. Cred că mergi în neiubire odată ca rezultat al unor lucruri care s-au sedimentat în mentalul tău, în sistemul tău emoțional, din pricina educației pe care ai primit-o pe parcurs. Și în al doilea rând, cred că mergi în neiubire și pentru că nu ni se spune și nu ni se vorbește foarte mult despre cât de important e pentru igiena mea emoțională trăirea autentică. Iubire înseamnă nu îmi place de acest om, nu o să-mi petrec timpul și viața lângă el, pentru că înseamnă să simulez. Și eu cât simulez, sufletul meu pierde substanță, pierde conținut și eu trebuie să-l hrănesc pe suflet ca să pot să fiu fericit. Deci neiubirea vine din necunoaștere, din ignoranță și vine și dintr-o proastă prioritizare a ceea ce contează pentru tine. Cum crezi că acționează ego-ul în acest mers al iubirii, în această desprindere de iubire, de fapt? Din punctul meu de vedere, ego-ul este principalul dușman. Sunt atât de multe lucruri pe care am vrea să le spunem oamenilor pe care iubim și pe care nu le spunem din pricina ego-ului. Și ego-ul ce înseamnă? Înseamnă acea stare de pasivitate în care eu nu interacționez cu emoția mea pentru că eu consider că ea e mai puțin importantă decât ceea ce
am eu de îndeplinit în această viață, decât ceea ce eu am de realizat, decât beneficiile pe care le am. Să nu uităm despre marile, marile povești de iubire, da? Romeo și Julieta, nu știu ce îmi vine acum în minte, Ana Karenina. Acea iubire care te pune să alegi de foarte multe ori între ea și viața ta. Și în foarte multe situații, când, numai când spui iubire, oamenii imediat spun, da, ce e cu idealismul și cu romantismul ăsta? Stai puțin, că e 2021, liniștește-te, calmează-te, tu toată ziua stai în iubire, cum să facem asta? Dar adevărul este că dacă înțelegem acest concept ca pe un stil de viață și înțelegem acest concept nu ca pe o flacără care te mistuie, vai, sunt îndrăgostit de tine, nu. Te iubesc în fiecare moment prin tot ceea ce fac, prin tot ceea ce simt și mai ales prin siguranță, prin stabilitate, prin lucrurile pe care le împărtășim la nivel profund. Și ego-ul este principala piedică în calea iubirii, pentru că el vine să anuleze manifestarea afecțiunii, vine să anuleze puterea mea de a-ți arăta ție această iubire, de a fi vulnerabil, și îmi spune că trebuie să mă arăt în fața ta și a celorlalți altfel decât sunt. Cum îl depistezi pe acest ego? Cum îl vezi, pur și simplu? Să te uiți la el, să-l conturești, să spui, ok, el este ego-ul meu, cântărește atât, are conturul ăsta, îl văd și decid să fac ceva mai departe cu el. Îl vezi prin faptul că tu simți azi ceva și faci altceva. Tu acum simți să-l suni pe acest om să vorbești cu el? Da, dar nu o faci. De ce? Pentru că este ego-ul tău care te împiedică. Pentru că ego-ul tău spune, dar el de ce n-a sunat? Este o stare în care ceea ce tu manifesti nu este într-un acord, nu este în armonie cu ceea ce tu simți. Și sigur că asta poate să capete dimensiuni mai mari pentru anumite persoane care au ego-ul foarte, foarte umflat, poate să însemne că nimic din ceea ce ei simt nu ajunge să fie manifestat și își reprimă absolut orice act de iubire care ar putea să îi arate vulnerabil și slab în fața celorlalți. Să știi că după această discuție consider că sunt esențiale pentru igiena noastră interioară cele două cărți pe care tu le-ai lansat. Te felicit încă o dată. Mulțumesc. Și dacă n-ai un vlog, te îndemn să-ți faci unul, să auzim mai des ceea ce vrei să ne transmiți. Și mă bucur că există un autor care scrie despre sufletul românilor, căci eu cred că atât de asemănător pe cât putem să părem în esență, suntem totuși diferiți și noi, așa cum ai subliniat la început, iubim diferit și avem alte coordonate. Îți mulțumesc tare mult! Și eu îți mulțumesc! O să ne întâlnim mai departe cu frumoasa mea colegă Iulia Bălușă, care o să ne povestească puțin despre știrile de astăzi. Bună dimineața, Iulia! Bună, Georgia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bucureștiul a trecut astăzi de pragul de 6 la 1000 al ratei de incidență. Urmează restricții extrem de dure, dar mai multe detalii aflați imediat în jurnal. Și este protest de amploare cu 100 de tiruri în fața guvernului. Șoferii și transportatorii sunt revoltați. Ce îi nemulțumește, vă spun imediat, și vorbim și despre cel mai scump meci din istoria fotbalului care a avut loc aseară în UEFA Champions League. Paris Saint-Germain și Manchester City au adus în teren jucători în valoare totală de 2000 miliarde de euro. Toate lucrurile astea pe larg la jurnalul de la ora 12. Îți mulțumim tare mult, Iulia. Observ că amândouă avem așa câte o culoare tomnatică în această dimineață. Cu Iulia vă revedeți în câteva momente la principalul jurnal de știri al zilei. Matinalul, să știți că a ajuns la final și pe această cale vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi. De asemenea, dacă tot am pomenit despre culoare tomnatică, aș vrea să-i mulțumesc și Kingăi Varga pentru ținuta de astăzi și pentru faptul că așa a fost să fie astăzi de Ziua Internațională a Inimii. Eu am o inimă aici și o inimă care simte mult pentru voi și care își dorește să vă revadă mâine dimineață de la ora 9 fix, exact așa cum v-am obișnuit. Pe această cale vă doresc să aveți o zi fantastică, rodnică și poate dublată și de puțină interiorizare, așa cum poate v-a inspirat Ana Maria Ducuța acum pe final. Zi frumoasă tuturor!